mai este mult și directorii de școli vor susține concursul pentru ocuparea posturilor. Concursul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Cu toate acestea, după apariția metodologiei de organizare și desfășurare a acestui concurs, la inspectoratele școlare a sosit o notă de la minister. În această notă sunt prevăzute noi chestiuni legate de concurs, dar care nu sunt cuprinse într-un ordin de ministru. Printre ele apar și unele chestiuni din CV care vor fi luate în considerare. Acest lucru i-a indignat pe unii dintre profesorii care vor să candideze pentru un Post. Mulți dintre ei nu știu dacă aspectele din nota trimisă vor fi luate sau nu în considerare. Liviu Axinte, președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ, consideră că dacă cele menționate vor fi luate în considerare, persoanele nedreptățite vor putea ataca decizia în instanță. Cred că se va ține cont pentru că este o notă a Ministerului și Inspectorat că o vor aplica, dar mă gândesc că în ipoteza în care uh, o persoană se va considera nedreptățită de aplicarea aspectelor din ordine, ar putea ataca în instanță. La Botoșani, pe platforma special creată pentru înscriere, au început să fie încărcate de către candidați documentele necesare în vederea participării la concurs. Concursul pentru directorii de școli va fi organizat în data de 12 octombrie.